Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studio Antena 3. Astăzi, alături de noi, se află doamna Roxana Pațurcă, senator și președinte executiv al PSD Călăraș. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, revin cu drag oricând. La nivel național se tot discută despre buget. Acum sunt marile discuții, cum va fi, ce va fi, și se discută și despre o gaură în buget, despre un deficit. Ce anume se întâmplă? Ce înseamnă această gaură în buget? Ca să înțeleagă toată lumea. Într-adevăr, suntem surprinși și noi, atât cei din Partidul Social Democrat, dar și cei care vin în audiență, legat de afirmațiile pe care un ministru al finanțelor le poate face în spațiu public. Noi, atunci când am plecat de la guvernare, consider că am fost mai mult decât corecți, pentru că noi am plecat cu un deficit de 2,76. Și dacă îmi permiteți, pentru că sunt și în Comisia de Buget, o să mă întorc puțin în urmă ca să explic situația. Deci, în februarie, în momentul în care noi am creat bugetul de stat, ne-am asumat un deficit de 3%. Prin guvernarea PSD. El a făcut în urma unor estimări și a unor calcule vis-a-vis de veniturile pe care le vom încasa la bugetul de stat. Conform acestor calcule, din momentul în care noi am predat această guvernare, eram deja pe 2,76. Noi suntem pe o creștere economică și când spun pe o creștere economică, nu spun eu, Roxana Natalia Pațurcă, ci o spun toți cei care difuzează astfel de informații și sunt abilitați să le și transmită. Și aici mă refer la instituțiile abilitate de către stat să facă aceste estimări. Ce se întâmplă? Deci, în momentul de față, noi vorbim de o creștere a veniturilor de 1040 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că peste 18 miliarde de lei vor intra în bugetul de stat, în PIB-ul bugetului de stat, ceea ce determină matematic de la 2,76 după cele 10 luni de zile, ca și finalul anului să fie concretizat într-o creștere de 3%. Dar ca să explic, de fapt, intențiile pe care le are Partidul Național Liberal și mai ales prin cei care reprezintă la nivel național acest partid, mă refer la domnul premier Orban. Asta voiam să vă întreb. De unde informațiile prezentate de domnul ministru Cîțu? De unde? Da, eu am să merg pe două paliere. Și pe aceleași paliere merg și atunci când predau la școală, pentru că de fiecare dată vreau să și argumentez ceea ce spun. Manipularea opiniei publice se face prin crearea unei probleme, a unei false probleme. Asta s-a întâmplat și în momentul de față. Partidul Național Liberal creează o falsă problemă în care spune că este o gaură, că este un deficit care trebuie să mărească de la 3% la 4,2%. Ultima declarație a fost de 4,4%. Fiind falsă problema, tot ei vor după aceea să vină și cu soluția. Dar, repet, atâta timp cât problema nu există, e clar că nici soluția nu există. Și nu știu dacă este nevoie chiar să speriem lumea, cetățenii, prin manipularea unor astfel de mesaje negative. Dar eu vreau să explic și punctual ce ar însemna acest deficit sau care sunt efectele pozitive sau negative și dacă ele există. Faptul că matematic nu există această problemă și deficitul se încadrează în cei 3%, pentru că noi nu am știut că ieșim de la guvernare și vă dați seama că ne-am asumat până la finalul anului acest deficit de 3%. Această criză artificială pe care Partidul Național o creează prin manipularea unor mesaje false, neadevărate și neargumentate, pentru că dacă aceste mesaje ar fi fost argumentate, eu sunt convinsă că domnul ministru al finanțelor Florian Cîțu și-ar fi dorit el o dezbatere cu fostul ministru Eugen Teodorovici, un om la om, în care se explice că el a găsit o gaură în bugetul de stat, gaură pe care mi se pare normal ca fostul ministru să o explice punctual dacă există sau nu există. Dar fostul ministru Teodorovici chiar a solicitat o astfel de confruntare în urmă cu ceva timp. Așa este, fiecare membru al Partidului Social Democrat și-a dorit o dezbatere om la om, astfel încât toate mesajele false transmise în spațiu public să fie eliminate. Nu s-a reușit și clar că nu s-a vrut. Repet, este o problemă falsă lansată în mass media, în spațiu public, astfel încât atunci când vor apărea cu soluția salvatoare, v-am spus, soluția nu are de unde să vină, că problema este reală. Dar, repet, atunci când ești ministru al finanțelor, pentru că eu nu mă refer la omul Eugen, la omul Cîțu Florin, și e colegul meu în Comisia de Buget și consider că îl cunosc. E un om care, într-adevăr, deține competențe, dar în sistemul bancar. Pe zona de fiscalitate, personal, nu m-a frapat cu absolut nimic. Însă trebuie, atunci când ieși
ca și ministru în spațiu public, atunci când face anumite afirmații, repet, ori ți le argumentezi, ori ți le asumi, dar trebuie atunci când ți le asumi, să ți le asumi tu ca ministru al finanțelor, pentru că orice declară în spațiu public are repercusiuni și repercusiuni pe care fiecare dintre noi, într-o mai mare sau mai mică măsură, le suportă. Discutăm de creșterea acestui deficit, de la 3% cât a fost, la 4,2% sau chiar 4,4% vis-a-vis de ultimele declarații pe care le-a făcut. Stimată doamnă, deci numai o afirmație de genul ăsta, pe care o vedem zi de zi, creșterea euro. Suntem la 4,8%. Aproape 5%. Avem toate informațiile că vom ajunge la 5. Faptul că investitorii își pierd încrederea în economia românească și nu-și mai doresc să investească în România. Și mai mult de atât, o creștere a deficitului pe care noi nu o justificăm, pe care noi nu o asumăm și nu avem cu ce să o argumentăm, ca și consecințe negative, scade ratingul de țară. În momentul în care a scăzut ratingul de țară, prima consecință și cea mai gravă este faptul că cresc dobânzile la împrumuturi. Și atunci, automat, noi ne împrumutăm cu dobânzi mult mai mari, dobânzi care nu pot fi suportate și care, până la urmă, îndatorează statul român. Ca o paranteză, noi, când am fost la guvernare, noi am scăzut datoria publică. În ritmul în care ei se împrumută, personal, ca și membru Comisia de Buget, sunt alarmată și nu văd cum ar putea să fie ceva pozitiv în ceea ce se întâmplă. Și vă dau câteva cifre exacte, că mi le-am adus aici. Împrumuturile pe Partidului Național Liberal am luat ca și perioadă de estimare 6 noiembrie până astăzi la 6 decembrie, da? 8,5 miliarde de lei. Într-o lună, asta înseamnă dublu vis-a-vis de cât s-a împrumutat Partidul Social Democrat. Bun, pot să înțeleg și faptul că, da, nu sunt bani, să presupune că problema ar fi reală, cea pe care ei au lansat-o. Nu sunt bani și, bineînțeles, creăm această criză artificială și, nu știu, alarmăm populația, încercăm să aducem o soluție. Dar vreau să punctez câteva lucruri care s-au întâmplat la mine în Senat. Prima, da, deci atunci când nu sunt bani, bănuiesc că pe tine te interesează creșterea colectării veniturilor. Pentru că prin creșterea colectării veniturilor, tu ai cu ce să asiguri, da, finalul de an, astfel încât să nu fii nevoit să crești acest deficit. Și una dintre măsuri a fost populistă, de altfel, și o să merg până la capăt și mi-afirm lucrul acesta, eliminarea supraaccizei veniturilor statului. Asta înseamnă o pierdere de 3,5 miliarde de lei. Deci eu îmi permit, populist, să elimin această suprataxare și să pierd de la bugetul de stat, da, 3,5 miliarde de lei. Și în același timp și împrumut, în aceeași lună, da, cu 8,5 miliarde. Eu aș vrea să înțeleg și logica că ori nu sunt bani și nu reduci mai mult veniturile, ori dacă sunt bani, nu te mai plângi că nu ai venituri. Adică undeva există o contradicție și pe care eu nu o înțeleg. Și de ce spun lucrul acesta? Și eu spun cu cunoștință de cauză pentru că în momentul de față eliminarea supraaccizei a trecut prin zona de Senat. Și vă mărturisesc sincer că inclusiv eu, într-adevăr, am votat-o. Și eu și colegii PSD. Deci am fost de acord cu această propunere a lor de eliminarea supraaccizei. Dar am făcut-o în anumite circumstanțe, ca să mă înțelegi. În sensul că, dom'le, când vii cu astfel de măsură și o supui la vot, consider că tu, însemnând premierul Ludovic Orban, ai avut deja o discuție cu toți comercianții de carburanți, astfel încât tu ai stabilit niște reguli. Domnule, eu îți vin cu o facilitate fiscală, îți elimin supraacciza, iar tu te asumi faptul că vei scădea și prețul la pompă. Că, de fapt, pentru cetățenii asta vor să vadă. Să scadă prețul la pompă pentru carburanți. Ei, dacă ar fi fost să scadă prețul la pompă, ce ar fi însemnat? Conform măsurii pe care ei au întreprins-o. Ar fi trebuit, conform măsurii, să scadă prețul la pompă la fiecare litru, am calculat, cu 30 de bani. Ceea ce înseamnă că la un plin de motorină ar fi însemnat 20 de lei pe care noi ar fi trebuit să-i fi simțit în buzunar atunci când mergem plină. Să facem plinul de combustibil. Eu nu am văzut lucrul acesta. Spune că de la 1 ianuarie voi avea toată răbdarea necesară. Dar, repet, în momentul în care tu nu ai avut o discuție
cu comercianții de combustibil în care să-ți asumi sau tu să impui anumite condiții de scădere, să înțelegem că lăsăm la latitudinea lor sau noi vom crede că ei își vor dori să-și diminueze profitul în favoarea clienților, exclus. Orice economist poate să-și dea seama că nu se va întâmpla lucrul acesta. Mai mult de atât, ce spune prin declarație, că am venit cu declarațiile fiecăruia dintre ei, ce spune domnul Ludovic Orban? Domnule, dacă eu voi scădea, voi elimina această supraacciză, va crește consumul și acest consum care va crește va genera un plus adus în buget. Fals. Și de ce spun lucrul acesta? Orice elev de clasa a 12-a, care are ca și disciplină finanțe și fiscalitate. Mă refer la cei din profilul economic. La fel ca orice student, în anul întâi de facultate, tot într-o disciplină de finanțe și fiscalitate, ce învață de la profesorilor? Că în cazul carburanților, mă refer la produsele accizabile, în cazul carburanților, în cazul tutunului, alcoolului, a cafelei, atunci când vorbim de consum, consumul este neelastic. Ce înseamnă consum neelastic, de fapt? Înseamnă că prețul nu este influențat. Prețul direct nu înseamnă, acest preț direct, de fapt, ce creează. Nici nu inhibă în cazul în care există o creștere, dar nici nu stimulează dacă există o scădere. Cei care consumă. Ei sunt consumatori, indiferent de. Și atunci, cum putem noi spune că prin eliminarea acestora noi vom crește consumul? Pentru că am argumentat lucrul acesta și dacă îmi permiți, că tot nu sunt bani la buget și tot anunțăm peste tot în spațiu public deficitul bugetar și că datorită acestei crize artificiale, guvernul Orban spune că va trebui să ia anumite măsuri. Și culmea, de unde consideră el că trebuie să ia măsurile? Deci a venit cu măsura aceasta populistă în care v-am explicat ce efecte ar avea în cazul în care ar intra în aplicare și va intra în aplicare, că v-am spus, a trecut de Senat și va ajunge la Camera Deputaților. Până să ajung la legea bugetului, vreau să mă mai leg de două măsuri pe care le consider foarte importante. Una dintre ele este renunțarea la impozitarea salariilor part-time la salariu minim. Deci noi când vorbeam de angajări de 2-4 ore, știe toată lumea că ei erau angajați pe cartea de muncă de la 2 până la 4 ore, dar efectiv acei oameni munceau 8 ore. Guvernul PSD a creat o facilitate pentru aceștia pe termen lung, în sensul că atunci când vor ajunge la pensie să beneficieze conform contribuțiilor, măcar de minimul garantat al pensiei. În momentul în care eu elimin și aceste contribuții și nu le mai percep la nivelul salariului minim garantat, ce înseamnă de fapt? Că nu vor ajunge la o pensie care nici măcar nu este, și așa sunt mici, dar nu va fi nici măcar apropiată de pensia minimă. Și atunci eu mă bucur pe termen scurt că poate sunt tânăr și nu-mi doresc să suport atâtea impozite și taxe, dar pe termen lung... Dar am de suferit la vârsta pensionării. Ați înțeles ce se întâmplă. Deci o altă măsură pe care eu o văd în contradicție cu acel deficit pe care ei îl anunță în zona de mass media. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă, consider că e destul de grav, pentru că se va reveni la vechiul sistem, se va readuce, să spun, problemele în fiecare sector de activitate și vom vorbi de evaziune fiscală, pentru că până la urmă, neconcludent, atunci când muncim 8 ore și în cartea de muncă e de 2 ore și nu duce decât către evaziune fiscală și consider că încurajează, merg mai departe cu declarația, chiar și plata la negru. Eu o văd ca o măsură ce încurajează această plată la negru. O altă măsură pe care Ludovic Orban, și aici am declarația a lui Florin Câțu, ministrul finanțelor. Este vorba de programul Prima Casă. Încerc să mă leg de câteva măsuri care au trecut prin comisia mea de buget și care au fost dezbătute și la Senat, pentru că aici... Ce sunt de interes pentru oameni? Sunt de interes pentru oameni și sunt și de actualitate. Deci noi când vorbim de programul Prima Casă, iar ministrul finanțelor anunță explicit că pentru liberali, spune așa, programul O Familie, O Casă nu este interesant și pentru el se va face o analiză. Ei, pentru el nu fie interesant, dar eu pornesc de la beneficiari. Deci în 9 ani de zile de când a existat acest program Prima Casă, peste 20.000 de tineri și de familii, da, au avut posibilitatea să-și achiziționeze grație acestui program o locuință. Bun. Discutăm de fiecare dată de faptul că de pleacă tinerii din țară. Cel puțin eu aud de la cei care sunt astăzi la putere, peste tot, că nu se poate așa ceva, domnule. Ne pleacă tinerii din țară și nu facem nimic. Păi și atunci eu o iau așa, mai băbește, dacă îmi permiți. Domnule, dacă eu nu asigur o locuință,
tinerilor, pentru că la tineri mă adresez. O locuință presupune și crearea unei familii, pentru că atunci când ai o stabilitate, poți să ai curaj, să-ți întemeiezi o familie. Nu e normal ca cel tânăr va pleca în străinătate și noi creștem exodul tinerilor în străinătate. Mai mult de atât, spui iarăși că nu este interesant acest program. Păi eu consider că nu numai pe tinerii aceia îi dezavantajez. Eu pot să mă leg și de sectorul de construcții, da? Construcțiile de locuințe. Pot să mă leg atunci când ai o casă, discuți de un mobilier, când ai o casă, discuți de electrocasnice, când ai o casă, discuți de amenajări interioare. Păi câți, de fapt, sunt afectați în momentul în care tu discuți de astfel de măsuri care ți se par neinteresante? Este eu nu știu dacă la cei care comercializează în aceste sectoare sunt la fel de încântați sau sunt de acord cu declarațiile pe care le face un ministru al finanțelor. Dar, ca să nu trec mai departe, pentru că mie mi se pare mai mult decât alarmant și îngrijorător vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. De fapt, ce făcea această primă casă? Pentru că noi am schimbat din prima casă o casă, o familie, o casă. S-a schimbat acest program. Pentru că a venit cu alte oportunități, astfel încât aceste credite să fie accesate mai ușor. Și ce se întâmplă, de fapt? Acest program, prin noul program, să spunem așa, o familie, o casă, program care a trecut deja și prin Comisia de Senat, el asigura și garanta persoanelor fizice, că vorbim de ele, pentru cele care au venituri mai mici, posibilitatea achiziției unei locuințe pe baza unui credit. Acel credit era garantat de către stat și totodată beneficia de dobânzi fixe. Subvenționate. Și mai mici. Subvenționate, exact. Și fixe. Deci crea această abilitate să-mi pot face un plan pe termen lung, astfel încât să știu că în momentul în care mă angajez, am și acea locuință care să-mi permită pe termen lung crearea unui plan de viață. Că, asta mi-este rata, peste câțiva ani nu voi avea surpriza să plătesc altă rată. Exact, exact. Mai mult de atât. Ca și condiții, să spunem așa, veniturile, că era individual sau că era per familie, 4.500 de lei. De asemenea, un alt avantaj, achiziția, locuința, creditul pe care puteau să-l absorbă era de 70.000 de euro. Deci asigura achiziția acestei locuințe. Mai mult de atât, dobânda pe care o percepea era de un minim de 5%, ceea ce nu întâlnim în sistemul bancar. În sistemul bancar. Deci, cum poți să spui că un astfel de program, o familie, o casă, este neinteresant pentru tine? Cum poți să afirmi tu că atunci când vorbești de profesor, atunci când vorbești de sănătate, de învățământ, de infrastructură, că discutam și de autostrăzi, da? Pentru aceștia consider că nu sunt priorități, nu trebuie să aloci bani imediat, de îndată, dar totodată duci banii în alte direcții. Cred că sunt anumite categorii sociale cărora ar trebui să le răspundă cu subiect și predicat domnul Ludovic Orban și să-și asume lucrul acesta. Vreau să, dacă nu știu cum ne permite timpul și cât pot să, nu știu cred ce alte subiecte. 10, cred că mai avem atunci 10, trecem la alte întrebări. Da. Dar voiam să vă întreb, că tot am discutat despre buget. Se tot discută despre pensiile. Despre pensiile. Mi-ai amintit, numai o secundă, că mi-ai amintit într-adevăr de buget. Noi, în momentul de față, nu avem nicio hârtie oficială în care să știm. Știți că este perioada decembrie, fiind Comisia de Buget Finanțe, așteptăm și noi să ne vină legea bugetului de stat, proiectul legii bugetului de stat. Un proiect care de fiecare dată a fost dezbătut de fiecare formațiune politică, amendat, astfel încât, la final, să avem un buget care nu doar să acopere ceea ce se întâmplă, ci pe fiecare categorie să asigure traiul decent vis-a-vis de ceea ce vrem noi să facem mai departe. Din toate declarațiile pe care le-a făcut Ludovic Orban, eu am înțeles că acest buget, și nu greșesc, am declarațiile lui în față, va fi pe răspundere, pe răspunderea lor. Cum poți? Adică e josnic pentru noi, pentru parlamentari. Cum poți să ne sfidezi în halul ăsta să spui că tu ți-asumă legea bugetului de stat și aceea să nu fie dezbătută în Parlament? Păi pentru ce mai existăm noi acolo? Mai existăm? Nu mai existăm? Adică acea lege chiar nu poate fi perfectibilă? Consideră că în zona de guvern ei sunt cei capabili care să vină cu acel proiect de buget de stat și care doar să ne-l arunce și spre în această situație PSD-ul
va depune o moțiune? Sau se tot discută despre o moțiune de cenzură? Voiam să vă întreb altceva, dar acum fiind discuția, o să vă întreb despre moțiune. Noi, în momentul de față, săptămâna trecută, am fost și eu printre inițiatori, alături de Eugen Teodorovici. Noi am depus deja o moțiune simplă pentru zona de finanțe. Numele tău este Austeritate, este numele moțiunii. Acum, când o vă pune pe ordinea de zi, că este săptămâna următoare sau peste două săptămâni, rămâne de văzut. Dar în respectiva moțiune, și sunt convinsă că această moțiune va avea șanse de izbândă, sunt argumentate fiecare din declarațiile de presă făcute de către domnul Florian Câțu, sunt argumentate punctual, și astfel încât și noi lansăm anumite întrebări, că până la urmă, atunci când asumim în spațiu public anumite probleme de ordin general acuzându-ne pe noi, este normal ca și noi să răspundem ca atare. Și noi avem întrebări pentru Florian Câțu și cu siguranță va trebui să ne răspundă în cadrul acestei moțiuni. Dacă se va depune sesiunea următoare, bunesc în noastră de moțiunea de cenzură, vreau să mă întrebați, nu de moțiunea simplă. Dacă se va depune sau nu această moțiune, rămâne să discutăm, bineînțeles, cu toți colegii. În momentul de față, noi suntem conștienți că atunci când am fost până la urmă aleși pentru un mandat de 4 ani de zile. Noi, în cei 4 ani de zile, am estimat să parcurgem din programul de guvernare 99%, dacă se poate, și nu 100%, că asta ne-am dorit. Nu am ajuns să terminăm cei 4 ani de zile și după 3 ani de zile s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dacă a fost bine sau nu a fost bine, cred că cetățenii sunt cei care vor răspunde în timp dacă ceea ce s-a întâmplat a fost în beneficiul lor sau nu. Cert e că din tot ceea ce se întâmplă, eu nu pot să vin aici și să spun, să încurajez cu ceva, pentru că nu am argumentele necesare, iar dacă se va lua decizia să se depună o moțiune de cenzură, cu siguranță eu o voi susține. Mi se pare normal totuși să fim lăsați să guvernăm bine, așa cum am făcut-o și până acum. Poate că n-am ieșit suficient în spațiu public să explicăm fiecărui cetățean ceea ce am făcut. Cred că am fost mult mai preocupat să lucrăm în fiecare zi în birourile noastre, să ne afundăm mai mult în cifre și mai puțin în spațiu public, să reușim să facem pe fiecare să înțeleagă de fapt ce proiecții avem sau unde vrem să ajungem. Aici au profitat cei din opoziție pe vremea aceea și au avut timpul necesar doar să critique, să arunce spațiu public tot felul de ipoteze false. Acum avem noi timp și așa că nu o să fie nicio problemă, de câte ori mă invitați cu siguranță la fiecare declarație, voi avea un răspuns să vă aduc, dar argumentat. Dar dacă totuși veți decide ca partid să mergeți pe moțiune de cenzură, nu le deschideți într-un fel drumul către anticipate? PSD-ul ce părere are despre alegerile anticipate? Părerile sunt împărțite. Sunt împărțite în sensul că am colegi care îmi spun, măi Roxana, că nu-i lăsăm pe ei la guvernare, ca să vadă și românii, de fapt, ce intenționează, unde vor să ducă țara noastră sau austeritatea aceasta despre care vorbesc, ei nu vor să înțeleagă până la alegerile parlamentare că noi, de fapt, am fost cei care am fost aproape de români și ne-a păsat cu adevărat. Aș putea să fiu rea și eu, să spun așa, și să spun foarte bine le face, așa trebuie să le facă, să au avut încredere în ei, dar aici nu au ales românii, că până la urmă soarta aceasta de a ieși de la guvernare a fost decisă de niște parlamentari care au trădat. Eu nu vreau să intru în amănunte de genul acesta, dar știu că dacă eu aș fi trădat, mă refer ca și senator de Călăraș, eu știu că am în spatele meu niște primari care au alergat pentru mine, am în spatele meu niște cetățeni, eu ar fi trebuit să ajung în fața lor odată ce mi-au acordat votul pe un program de guvernare al Partidului Social Democrat, mi-au dat un vot pe Partidul Social Democrat, eu să spun că am trădat și am plecat, nu știu, la PNL, la USR sau în altă direcție, la Pro-România și așa mai departe, aș fi fost taxată. Eu personal nu mi-aș fi permis să fac lucrul acesta, credeți-mă că sunt într-o permanență legătură cu primarii mei și de fiecare dată avem dezbateri. Adică ceea ce fac eu la București, să fiți fer conviși că de fiecare dată ajung la Călăraș și avem întâlnirile de zonă, de regiune, de fiecare dată, unde dezbatem aproape fiecare proiect și mă consult cu el. Credeți că e? Eu vă spun că cel puțin
în teritoriu, nimeni nu și-a dorit să ieșim de la guvernare. Și nu mă refer de ai mei, ai Partidului Social Democrat. Mă refer, pentru că știți foarte bine că noi am fost în toate campaniile electorale și din ușă în ușă, din poartă în poartă la fiecare, iar discuțiile astea au fost: nu plecați, nu vă lăsați. N-a depins de mine, au depins și de alții. Și atunci nu pot să taxez pentru câțiva parlamentari care au considerat într-un anumit, au alergat până la urmă, să spunem așa, de locuri eligibile pe alte liste, că nu știu, nu și-au făcut activitatea în cadrul unui anumit partid și probabil că aveau emoția că nu se vor regăsi. Și așa cum suntem noi iertători, pe o parte din ei vom primi, din ce am înțeles, înapoi în familie, dar copiii rădăciți vor reveni. Probabil că așa este politica, sunt prea tânără ca să trag eu concluziile necesare, încerc să mă adaptez din mers, o să dau dovadă de maturitate și cu siguranță voi fi aceeași Roxana Pațurcă pe care o cunoașteți. Profit de prezența dumneavoastră și două minute v-aș întreba despre pensiile speciale, se tot discută. Care este poziția PSD-ului? Da, legat de pensiile speciale, pentru că de fiecare dată, tot în spațiu public, auzim, fără pensii speciale, să nu fie aceste pensii speciale. Noi, Partidul Social Democrat, vă spun că a trecut de zona de Senat și urmează să meargă la Cameră. A avut o inițiativă legislativă. Prin inițiativa legislativă se presupunea impozitarea graduală și într-un ritm cât mai alert a pensiilor speciale, diminuarea lor. Pentru că, într-adevăr, nu este corect ca totuși în România să existe pensii de 30.000 de euro și pensii de 1.300 și ceva de lei. Deci clar că există o inechitate și clar că ea trebuie corectată. Și noi am văzut această trecere prin mărirea, să spunem, dublarea de fapt acestor impozite. Dar PNL, care spune că el nu are nevoie de, că există o gaură în buget și despre care discută, atunci când a fost pe ordinea de zi în plenul Senatului, v-a anunț că ei n-au votat. Da? Deci își doresc eliminarea pensiilor speciale, dar ei n-au votat această măsură. Eu sunt convinsă că nici la Camera Deputaților nu vor vota. Deci ei nu acceptă nici măcar o diminuare a pensiilor speciale. Și atunci despre ce să vorbim? Despre eliminarea pensiilor speciale? Hai să fim serioși. 5 minuțele mai avem. Voiam să ne întoarcem un pic la nivel local. Au trecut alegerile prezidențiale. Voiam să vă întreb care este situația la nivel de județ. Ați făcut o analiză? În ce primărie ați câștigat? Ce primărie ați pierdut? Da. Noi am făcut o analiză. Chiar ieri am avut cexul la nivel local în Călăraș, la sala Consiliului Județean, unde ne-am întâlnit cu președinții de organizație și cu primarii. Analiza, să spunem așa, vis-a-vis de alegeri, vă dați seama, ar fi fost mai mult decât favorabil dacă în momentul de față vorbeam de un președinte, de un președinte al Partidului Social Democrat. Noi nu avem un președinte al Partidului Social Democrat. Iulian Iacomicel, care este președinte, știu că a participat miercuri, a fost la CEX-ul Național. La CEX-ul Național s-a creat o analiză inclusiv a județelor. În cadrul acestei analize noi ne-am situat pe locul 13 în cadrul celorlalte organizații județene, dar tocmai cei din actuala conducere a Partidului Social Democrat chiar afirmau că noi am plecat cam fără arme în lupta aceasta, pentru că știm că la nivel local vorbim de o administrație total PNL, și aici mă refer și la zona de municipiu, dar și la zona de județ, la zona de municipiu unde avem și primar și viceprimar liberal, iar la zona de județ unde iau 38 de primării PNL și noi 17. Și atunci, considerând că am plecat cu mâna goală, să spunem așa, la luptă, locul 13 ne onorează, să spunem, dacă național. Se poate spune așa că ne-ar onora. Vă dați seama că mi-aș fi dorit 50 plus 1 pentru mine personal, adică nu e o reușită cu care să mă mândresc. Legat de ce înseamnă Partidul Social Democrat în zona de teritoriu. În zona de teritoriu, ținând cont că cei din Partidul Național Liberal și-au propus un target de 60-70%, eu consider că ei nu l-au realizat. Pentru că atunci când mă uit procentul cu care Klaus Iohannis a câștigat această bătălie electorală, el este mult mai mare decât cel adus de județul Călăraș. Adică într-un județ în care noi avem un vicepreședinte la nivel național, avem un ministru acum al justiției care face parte din guvernare, bineînțeles că în afară de asta e ceea ce a spus administrația de partea lor. Și atunci consider
consider că ei nu și-au atins acest target, consider că noi existăm încă pe piață și nu ne lăsăm și aceste lucruri ne întăresc. Ne întăresc vis-a-vis și de reușitele noastre. Ținând cont că noi în turul 2 am luptat nu cu Partidul Național Liberal, ci cu toate formațiunile politice. Deci noi nu am avut nici măcar declarativ un aliat care să vină alături de noi și să spună noi vom fi alături de Partidul Social Democrat. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Ținând cont că totuși ne-am bătut cu toți, consider că scorul pe care l-am obținut este unul care ne onorează. Este vorba de 46,5 sau 46,6%. V-am spus, ne-am fi dorit să fie mult mai mare și când spun lucrul acesta și justific, noi într-adevăr am avut o pierdere în 5 localități cu primar PSD. Pot spune și nu cred că ne ajută lucrul acesta pentru că ieri în Cexul care l-am avut la Călăraș erau primari care justificau, dom'le, dar eu am pierdut la 21 de voturi, eu am pierdut la 5 voturi și atunci am întrebat, dom'le, dacă erau alegerile tale locale dar și pierdeai la 5 voturi, mai erai primar? Nu, așa cum Viorica Dăncilă nu este președinte în momentul de față și atunci o pierdere consider că trebuie să fie asumată, dar asta nu trebuie să ne dezarmeze, trebuie să găsim resursele necesare, să facem o analiză individual până la urmă, pentru că ceea ce am făcut noi în CEX, am discutat la modul general cu fiecare organizație, unde considerăm noi că s-a greșit, dar am așteptat și drept feedback-ul în care să ne explice ce probleme au întâmpinat sau care a fost reala problemă pentru care noi am pierdut în cele 5 localități. Vestea bună, în schimb, a venit din zona liberală, pentru că ne-au ajutat să avem acest scor de 46%, deși am pierdut în 5 comune. Comune modeste, că nu au fost toate cu un număr de alegători foarte mare. Am câștigat în 7 localități PNL și aici mă refer la Borcea, la Chernoci, la Șoldanu, la Curcani, la Nana, la Budești și la Mitreni. Sunt localități cu un număr semnificativ de voturi și prin asta vreau să concluzionez faptul că în afară de municipiul Călăraș, noi am câștigat în toate orașele și știți că atunci când noi am vorbit de tot ce înseamnă gruparea asta, că e multifuncțională și PNL și USR și alte formațiuni aliate și așa mai departe, în zona de orașe, celelalte orașe din țară, să spunem că au avut un rezultat mult mai mic. Faptul că noi și la oraș am reușit să avem rezultatul de a câștiga până la urmă bătălia electorală pentru județul nostru la oraș, mai puțin, repet, municipiu, asta ne dă încredere, ne dă încredere că cel puțin cei 7 pe care am pe listă și bineînțeles că mă uit și la localitățile unde a fost strâns, să spunem așa, scorul, ne dă încrederea că în alegerile locale din 2020 noi vom avea mai multe primării care până la urmă ne vor conduce către Consiliul Județean. Concluzia pe care am tras-o, să spunem, în cadrul CEX-ului a fost că suntem uniți și suntem uniți pentru că în Partidul Social Democrat Călăraș există o echipă bine sudată, este o echipă și veche și nouă, cu experiența necesară acumulată de-a lungul mai multor alegeri, experiență pe care încercăm, bineînțeles, să ne o asumăm și noi tineretul, dar încercăm totodată să avem și înțelepciunea să mergem până la capăt și, bineînțeles, și resursele necesare să ne asigurăm acest câștig. Pe mine m-au încurajat ca și președinte executiv absolut toți primarii că de data aceasta vorbim de locale și omul este foarte important în locale, iar fiecare președinte de organizație își va asuma probabil și candidatura în localități, astfel încât eu spun că avem șanse reale ca în 2020, în iunie, mai iunie, să vorbim de un Consiliu Județean format din membrii PSD, dar și la primăria Călăraș, un primar PSD. Ați adus în discuție locală, ați adus în discuție primărie, ați adus în discuție Consiliul Județean. Ați desemnat candidații pentru o ultimă întrebare pentru primăria Călăraș? Nu. În momentul de față, noi nu avem un desemnat un candidat. Recunosc că sunt discuții pentru că sunt mai mulți din Partidul Social care își doresc și sunt îndreptățiți să-și dorească să participe în această cursă electorală. Cu membrii din Biroul Permanent Județean vom analiza înscrierile pentru fiecare membru și cu siguranță din ceea ce am discutat, profitând și de alegerile care vor avea loc acum în organizație, cu ocazia lor vom desemna și cei care se vor regăsi pe listele Partidului Social Democrat, pentru că, deși, fac o paranteză, la nivel național în CEX s-a spus așa, cei care în teritoriu mai sunt interimari ar trebui să-și facă alegerile. Deși noi nu suntem interimari, nici eu ca președinte executiv, nici Ilian Neacomi ca și președinte, noi am considerat că acea conferință de presă într-adevăr a fost extraordinară și pentru a ne întări poziția în cadrul organizației de la Călăraș, vom crea alegeri ordinare, deci este liber să se scrie în cadrul acestor
următoare alegeri, oricine își dorește să preia această funcție și, bineînțeles, să existe alegeri transparente până la urmă, pentru că aceste alegeri transparente și reînnoirea lor la anumite termene aduce încredere și stabilitate și cred că este nevoie într-adevăr să recăpătăm încrederea și membrilor, dar și simpatizanților în noi. Legat de aceste candidaturi, nu necă, ieri în conferință mi-am exprimat dorința de a candida încă o dată, tot ca și președinte executiv și, bineînțeles, în momentul de față, vă dați seama că noi când facem alegerile nu vor fi doar la nivel de județ. Noi trebuie să facem alegeri pe fiecare localitate în parte și, bineînțeles, și pe organizațiile de tineret, de pensionari și de femei. Deși am avut două mandate și consider că le-am dus cu reușite în cadrul organizației de femei, noi, sau cel puțin politica pe care încerc să o implementez și altor colegi, este să mai lași și pe alții să crească în urma ta, că până la urmă așa este normal, să ne tragem unul pe altul, să aibă loc și tinerii, să aibă loc și fiecare ce a muncit și până la urmă speră să ajungă la o funcție politică sau să avanseze în cadrul acestei funcții, să o poată și primi. Din ce și-au... Deci nu o să mai candidez ca și președinte în cadrul organizației de femei. Am înțeles că sunt doamne care își doresc această candidatură și a exprimat în cadrul conferinței de ieri și Elena Mihăilescu că, deși era președinte la municipiu, își dorește să ajungă la președinte județ. La județ. Iuliana Raiu și-a exprimat dorința de a fi președinte la municipiu. Cu siguranță vor mai fi și alte înscrieri. Le încurajez pe doamnele mele să se înscrie pentru că, așa cum am spus-o și față de colegii mei. Nu voi lăsa garda jos, chiar dacă nu mai sunt președinte. În calitate de senator femeie îmi voi susține femeile și îmi doresc cât mai multe femei pe listele de consilieri locali și pe listele de consilieri județeni. De ce nu? Îmi doresc și femei primari cu care să ne mândrim că până la urmă o femeie este cea care știe să organizeze, gospodărește anumite lucruri. Multe subiecte interesante ar mai fi, dar le vom dezbate în alte emisiuni. Vă așteptăm pe la noi. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Doamna senator, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Eu vă mulțumesc.